M-am îndrăgostit de acest sport chiar din prima zi când am intrat în sala de gimnastică. Asta se întâmpla undeva la 7 ani și puțin. De când am intrat în sala de gimnastică, mi s-a părut ca un loc imens de joacă pentru copii. Am întâlnit aici trambuline, plase elastice, groapa, cubureți. În primii ani de activitate am învățat foarte multe lucruri noi în ceea ce privește gimnastica, elementele, lucru în echipă, ambiția, autodepășirea și așa mai departe. Timpul a trecut, s-au împlinit deja 33 de ani de activitate. În toți acești ani am reușit să adun medalii de la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice. Mă mândresc foarte tare cu palmaresul meu. Îmi place în continuare la fel de mult acest sport. Mă bucur nespus de mult că am reușit calificarea. Abia aștept să ajung la Tokyo și sper din tot sufletul să prind o formă de zile mari. Să fiu sănătos, să mă simt bine și să mă întorc cu un rezultat foarte bun de acolo. Vom încerca să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere și să se cânte imnul României acolo la Tokyo.